Cecea este cel mai mic oraș din județul Botoșani. Are aproximativ 4500 de locuitori după recensământul din acest an. Cu toate acestea, are un potențial mare de dezvoltare, deoarece beneficiază de toate utilitățile. Este la o distanță mică atât de municipiul Botoșani cât și de municipiul Suceava, iar de curând are un parc industrial. După mulți ani de așteptare și discuții, parcul industrial din Bucecea a devenit o certitudine. Ruinele fostei fabrici de zahăr au dispărut, au fost aduse toate utilitățile în zonă și deja a apărut primul investitor. S-a trecut de nivelul de poveste sau de vorbăraie, cum se făcea, cu promisiuni. Astăzi avem o investiție, cea în concret, un depozit de îngrășăminte dezvoltat de un investitor. De fapt, sunt trei asociați din județul Botoșani și din județul Suceava, care au făcut acest depozit, care creează deja niște locuri de muncă și pentru care îi mulțumim că a ales să investească aici la Bucecea. Tot aici, în această zonă, deja mai avem încheiate câteva contracte, inclusiv cu Casa Pâinii, cu domnul Moruzi. Avem un teren aici concesionat pe 1,5 hectare la un investitor spaniol, care tot am purtat cu el discuții și așteptăm să vină să se apuce efectiv de treabă, pentru că i s-a aprobat într-un final și investiția, dar pe fondul acestui război din Ucraina au stagnat, au vrut să vadă mai întâi ce se întâmplă ca să poată să vină să facă această investiție concretizată prin două fabrici, una de ulei de rapiță, una de ulei din Floarea Soarelui. Iată că se lucrează. Până la momentul ăsta, câți agenți economici au venit să încheie contracte cu primăria? Avem 11 contracte încheiate și puse, predate amplasamentele pentru desfășurarea activităților care vor fi comerciale. Tot legat de acest parc industrial, vă pot spune că în acest an s-a investit aproximativ 15 miliarde, în afară de faptul că s-a curățat terenul cu bani de la Consiliul Județean, am adus utilitățile. Deci am făcut inclusiv, a spus dumneavoastră câteva cadre mai devreme, de la mini-stația de epurare, am adus rețea de apă cu hidranți, am adus rețea de canalizare, am adus rețea de gaz și așteptăm să se finalizeze licitația la blocurile ANL, care sunt undeva tot aici în apropiere, în zona de aici, să vină și curentul trifazic, pentru că vine curent cu un debit, cu capacitate foarte mare și trebuia să aibă un ordin de începere a lucrărilor ca să justifice această investiție. Va fi făcută de către E.ON, undeva ca și valoare va fi aproape de 7 miliarde. Deci din banii lor, nu din banii noștri, a bugetului local. Tot în zona parcului industrial, primăria Bucecea a modernizat baza sportivă, iar acum orașul are un stadion nou pe care în fiecare weekend se organizează evenimente sportive. În plus, primarul Angel Gheorghiu spune că odată cu această investiție se pune un mai mare accent pe dezvoltarea sportului local. Este o bază nu numai utilă pentru locuitorii acestui orășel, ci face inclusiv venituri, pentru că, de exemplu, Dante joacă la Bucecea. Marea parte a meciurilor care sunt mai importante se desfășoară la noi în baza noastră sportivă. Avem niște tarife puse chiar modice, dar care totuși ne generează niște venituri, astfel încât să, dacă ajungem, adică la zero, cu tot ce înseamnă utilități și mai departe, din banii care încasăm, noi suntem fericiți, pentru că nu trebuie să scoatem bani din buzunar pentru a întreține terenul și tot ceea ce înseamnă utilități. Suntem bine. Valoarea acestei investiții a fost de undeva la aproape 2 milioane de euro și în momentul de față, astăzi, când sunteți dumneavoastră noi la orășelul nostru, este singura care a fost finalizată și pusă în funcțiune. Ca și dotări, avem o tribună de 500 pentru 500 de spectatori, avem inclusiv cu nocturnă, vedeți, noaptea este spectacol, cât de frumos se vede, avem un teren de tenis de câmp, de vole, de basket, de handbal, la fel dotat cu nocturnă, și această clădire administrativă în care vin, se schimbă cu dușuri, cu tot ceea ce trebuie, cu tot ceea ce trebuie, practic, pentru acest frumos sport. Între timp, primăria orașului Bucecea a reabilitat și parcul din apropierea stadionului, astfel încât zona să devină atractivă pentru locuitori. Acest parc industrial a făcut parte din, ca și teren, din terenul care l-avea fostul proprietar la fabrica de zahăr, pe care domnul Țâmpău, cu mare eforturi din vremea respectivă, cu alături de consilierii locali, au reușit și l-au achiziționat. Au făcut atunci, în momentul respectiv, toate eforturile ca să poată fi luat cele 20 și ceva de hectare de teren. Ulterior, pe parcursul anilor, s-au făcut mici investiții însemnând alei pietonale, mobilier urban, acest foișor, iar în anul acesta, chiar pe la început, am finalizat sistemul de iluminat. Am montat aceste becuri cu LED-uri, precum și aleea principală de acces, am montat pe ea stâlp de iluminat, astfel încât să nu că neapărat să aducem la viață, cât să punem într-adevăr mai ales în valoare, să poată să se plimbe pe aici lumea vara, toamna, iarna, depinde când vrea fiecare
să se plimbe cu un loc de relaxare pentru toți, de la tineri până la cei mai în vârstă, până la cei în etate, la seniorii noștri. Traficul greu vreau să-l deviem pe zona la poarta 2, așa cum este cunoscută acea localitate, intrare pentru traficul greu, astfel că supunem în primejdie copiii care sunt acum la cămin, deși îi vom reloca de aici, dar avem zona totuși de blocuri cu intersecția cu Ale cu Ralet. Deși și această stradă am prins-o acum pe programul ăsta pe Angel Salini, alături de celelalte căi de acces, care vom iniția acest proiect să le asfaltăm practic la anul. Deci e prinsă și acest segment de asfalt, pentru că înainte, aici este făcut acum un strat de 3-4-5 cm de asfalt, dar de resubt sunt plăcile alea vechi. Și de la traficul greu care a trecut, au început să se desprindă. Și atunci vrem să venim cu asfalt, să spargem tot, să venim cu terasament cum trebuie și să venim cu asfaltare corespunzătoare secolului 21, dacă putem spune așa. În plus, la ieșirea din Bucecea spre Botoșani s-a început amenajarea unei mici zone de agrement, iar un investitor privat a demarat construcția unui poligon. Au fost solicitări, mai ales când umblam în campania electorală, de la oamenii care stau în zona de blocuri. Dar nu numai, de la foarte mulți tineri, pentru că o să vedeți dumneavoastră aici, după amiază, câteodată vin mulți și chiar stau și citesc o carte, alții vin și mai încolo beau o bere, fac un grătar. Și atunci când au fost aceste solicitări și ne-am notat cam care au fost doleanțele la oameni, una din solicitări a fost și acest lucru, să amenajăm cumva niște zone de astea de relaxare. Una din acele zone de relaxare am făcut-o în această zonă, unde este o privire și destul de frumoasă spre pădure. Spre satul Călinești, practic. Și spre localitatea Călinești, da. Este aici, în apropierea acestei zone, este fost terenul de sport, care era folosit de elevii de la școala clasele 1-4, în care în acest an, până la finalul anului, după ce terminăm cu intabularea și cu dezmembrarea lotului, vrem să punem la dispoziție la Biserica Sfântul Ioan să extindă cimitirul și să facă o construcție ce vor să facă ei acolo. Dar vă gândiți să dezvoltați zona pe viitor? Da, pentru că acest teren nu mai este folosit și avem și scrisoare de intenție de la Penny, care ar dori să vină să dezvolte un business și pe raza orășelului nostru. Și atunci, după ce vom finaliza tot ce înseamnă documente referitoare la teren, vom vedea ce este. Ce destinație. Da. Bă, și în partea de jos, ce se construiește? În partea din spate, acum avem în construcție de către un investitor privat un poligon de tragere, unul din cele mai mari poligoane de tragere din România, o investiție privată, care în momentul de față sunt la faza de recepție finală. Cred că până la finalul anului va fi și pus în funcțiune. E un obiectiv care ar putea atrage oameni în zonă. Cu siguranță, mai ales oameni potenți financiar, pentru că, așa cum bine știți, posesorii de arme în general sunt oameni potenți financiar, dar chiar o să vă invit să mergeți și dumneavoastră să vă luați câteva cadre de acolo, să vedeți dumneavoastră despre ce este vorba, că una se vede așa de aici, de la distanță, alta se vede de la fața locului. Încă de anul trecut, primăria Bucecea a început amenajarea de noi locuri de parcare și modernizarea aleilor dintre blocuri. Proiectul a continuat și în acest an, iar locuitorii orașului deja își pot concesiona locurile de parcare. Vorbim de o sistematizare a zonei, pentru că, așa cum v-am spus mai devreme, noi am dus acele utilități, respectiv canalizarea și cu apa, de aici, din strada din Ale cu Ralet, s-a mers paralel cu Aleea Teilor până prin parc și s-a ajuns în acea zonă a parcului industrial. Cum vedeți că s-au mutat acea hidranții, căminele pentru rețeaua de apă și canalizare, dar deja am anticipat și am scos la licitație ulterior toată această zonă peste care au fost făcute acum lucrări, aici se va veni cu o parcare. A fost deja desemnat și constructorul, este acum la scoaterea de avize și până la finalul anului aici toată această zonă din Ale cu Ralet până în dreptul la grădinița cu program prelungit vom avea și o parcare montat cu stâlp de iluminat, cu tot ceea ce trebuie pentru a degreva aglomerarea de mașini în partea din spate a blocului. Și a putea fi un... Da, spuneați mai devreme că aveți în plan să realizați mai multe locuri de parcare în mai multe zone ale orașului. Da, păi această cam parcare, câte locuri de parcare intenționați pe următoare? Undeva la 120 de locuri le vom construi până la finalul acestui an. Pentru că sunt prevăzute alei parcări atât aici cât și pe zona strada Nicolae Iorga, care trebuie să înceapă. Deci am ajudecat constructorul, s-a dat ordinul de începerea lucrărilor, el rezolvă acum cu avizele și se apucă efectiv de treabă. Vorbim de parcări publice, parcări gratuite sau vor fi... Parcări publice, pentru că să vă spun cum am făcut noi aici în localitate. După ce am făcut marcajele pe tot ceea ce înseamnă parcări, avem foarte mulți oameni care vă dați seama că fac naveta în alte părți. Și atunci a intervenit problema locurilor de parcare și au venit diferite solicitări, am făcut un regulament al parcărilor. Pentru cei care, într-adevăr, vor să aibă un loc de parcare, să-l concesioneze, au această posibilitate. Cine nu vrea, nu îl ia, își caută locul, ne găsește. Dar au fost solicitări și au spus, domnule, eu am aici locul de parcare unde parchez de ani de zile, câteodată vin târziu de la serviciu sau iarna, îmi dezepezesc locul de parcare și vreau ca să am locul meu.
atunci trebuie să fac acest regulament și să-l dau posibilitatea la oameni să-și plătească. Cine nu vrea să plătească, se folosește de locurile care rămân libere. Cine a luat, are în concesiune. Și au concesionat oamenii? Câte? Da, sunt. Nu, n-am știut să vă spun. Cred că vreuneva la vreo 70 locuri de parcare le avem pe regim de concesiuni, dintr-un total de 100 și ceva, cred că le avem acum marcate, mă refer cu număr, cu... Autoritățile locale au acordat o mai mare atenție periferiei orașului Bucecea, dar și localităților componente. De exemplu, satul Bohoghina are toate străzile asfaltate și beneficiază de apă și iluminat. Este o localitate aparținătoare orașului Bucecea, pentru că Bucecea este formată din trei componente. Orașul Bucecea, localitatea, așa cum scrie în legislație, localitatea Bucecea, localitatea Călnești și satul Bohoghina. Aici avem undeva în satul Bohoghina undeva la 90 de familii. Și de-a lungul timpului au beneficiat de mai multe investiții, din care aș putea să amintesc că s-a asfaltat integral, s-a adus rețea de apă, au apă curentă, iluminatul public este cu becuri cu LED-uri, chiar acum s-au terminat lucrările, s-au montat aceste balustrade de pe proiectul de asfaltare care a avut loc cu străzile secundare și cu construcția de șanțuri cu podețe. Și ultima investiție care a fost făcută acum chiar în acest an de curând, acest spațiu de joacă pentru copiii acestui frumos sătuc, la care am pus inclusiv un foișor unde să stea să-i spravegheze părinții sau bunicii după caz. În momentul de față, mai mult de jumătate din locuitorii orașului Bucecea beneficiază de gaz metan, iar primarul Angel Gheorghiu spune că în următorii ani va extinde sistemul. De rețea de gaz beneficiem undeva la un 60% din totalul numărului de străzi, dar se lucrează, pentru că inclusiv în acest an, chiar pe această stradă unde ne aflăm aici, pe Siminicianu, s-a extins rețeaua de gaz, așa cum vedeți dumneavoastră, și aceste case care au fost racordate pe locotenent Isac. Sunt mai multe străzi pe care s-au lucrat la rețeaua de gaz. Oamenii au depus cereri la primărie, noi am făcut ridicările topo, studii geo și mai departe, am predat mai departe operatorilor, ei și-au făcut calcule de rentabilitate și atunci și-au eșalonat investițiile care le-au făcut pentru gaz. De asemenea, aici pe Siminicianu, în acest an s-au făcut aceste rigole carosabile, s-au făcut și șanțuri cu podețe betonate. Încercăm să închidem această lucrare care am avut-o noi de pe PNDL 2, asfaltarea unui număr de 12 străzi. Aveți un plan pe o anumită perioadă pentru a finaliza tot ce înseamnă extinderi de gaz? Noi am făcut apel la populație să depună cererile încă de anul trecut la noi la primărie pentru a le centraliza și a trimite mai departe, pentru că vedeți dumneavoastră, ei când fac aceste investiții, ei fac pe baza rentabilității. Deci dacă pe o stradă au fost depuse 10 cereri, pe altă stradă au fost depuse 2, cu siguranță cea care va fi finalizată și va avea loc la execuție de lucrări mai repede și mai în termen, cu siguranță va fi cea cu 10 solicitări. De asta am făcut întotdeauna apel la oameni să vină să depună cereri, ca noi să facem presiune pe ei. Pentru localitățile aparținătoare este altă situație, acolo ar trebui să facem SF-uri, cum este cazul pentru localitatea Călnești. În acest an noi am făcut SF-ul pe care l-am trimis la operatorul, cât și la Ministerul Energiei am trimis, și l-am depus de asemenea și pe programul Angel Salini, pentru branșamentul la tot ce înseamnă străduțe pe satul... Acolo e o valoare mai mare. Valoarea undeva era aproape de 7 milioane de lei, 70 de miliarde vechi. Iar din ce înțeleg din discuția care am avut cu foștii mei colegi la Ministerul Dezvoltării, evaluarea va începe spre finalul acestui an pentru societățile care vor beneficia de aceste investiții pentru extinderea rețelelor de gaze. Primăria orașului Bucecea a reușit să obțină fonduri pentru construcția unei școli în apropierea liceului din localitate. Este vorba de o investiție mare care va fi finalizată în cursul anului viitor. Un proiect început anul trecut, dar este o școală cu clasele 1-8. Sunt 8 săli de clasă, investiție prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu finanțare de la Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării. Din păcate a mers foarte greu această investiție, fiind un proiect cu probleme. De la faza de proiectare până la judecarea constructorului, care a intrat în insolvență și efectiv se lucrează foarte greu. Gândiți-vă că au fost ambele lucrări adjudecate, atât această școală clasă 1-8, cât și acea grădiniță care o vedem lângă noi odată. La aia sperăm că o să o finalizăm până la finalul anului, să o și inaugurăm, pe când aici încă suntem încă departe de a fi inaugurată, dar asta e situația. Sperăm să fie finalizată, pentru că avem nevoie de infrastructură școlară, educațională la standarde europene. Este o investiție mare? Da, este o investiție de 12 miliarde vechi, 1.200.000 de lei noi, un pic mai puțin decât cea de la grădiniță de acolo, inclusiv da. Dotări. Practic vorbim de trei unități de învățământ în aceeași zonă.
Păi în spatele nostru, așa cum vedeți, avem Liceul Tehnologic Bucecea și o școală cu clasele 5-8 în această zonă. Tot aici avem acel muzeu al științelor naturii cu fostele serie, care să vedem ce destinații le vom da într-un final. Avem clădirile administrative, avem această grădiniță în spate care o inaugurăm, avem o grădiniță chiar acolo în lateral. Deci este o zonă unde sunt tot instituții. S-au concentrat toate instituții de învățământ. Mai mult de atât, în acest an am alocat către Liceul Tehnologic Bucecea pentru a schimba centrala termică, o investiție de 2 miliarde, care nu e chiar foarte puțin. S-a schimbat tot ce înseamnă țeavă, așa cum vedeți dumneavoastră, unde se duce agentul termic, precum și centrala termică. Este o centrală termică nouă, în garanție, pentru a face cumva și economie. Ați văzut dumneavoastră cât au crescut acum prețul la facturi și cumva să eliminăm tot ce înseamnă pierdere și să fie o eficiență termică și nici copiii să nu aibă probleme cu frigul când vin la școală. Încercăm să le creăm toate condițiile care sunt în orice stat al Uniunii Europene. Liceul mai necesită investiții? Noi lucrăm, suntem în faza de lucru la un SF, suntem deja pe lista sinteză a companiei naționale de investiții. Ne dorim un proiect un pic mai amplu acolo, de asta o să și dureze un pic, până s-a făcut tot ce înseamnă releve și mai departe, că vrem să facem cu aulă, cu săli de mese, cu o clădire de sport acoperită, să reabilităm energetic această clădire. Sunt mai multe lucruri mai complexe, inclusiv pe dotări, sunt mai multe lucruri. Și ce oportunități de finanțare aveți? Pe Compania Națională de Investiții se finanțează astfel de investiții. Nu am vrut să ne îndreptăm către fondul de mediu, pentru că către fondul de mediu nu ai voie să faci extinderi, pe că noi dorim să facem și acele extinderi. La fondul de mediu îți dă voie doar să ai posibilitatea să-ți schimbi doar ce înseamnă tâmplărie, să-ți pui o pompă de căldură eventual, să schimbi acoperișul, să o blindezi cu vată bazaltică sau după caz ce se pune în momentul de față conform standardelor materialelor de construcții. Dar noi vrem să facem și această extindere, de asta ne-am îndreptat către Compania Națională de Investiții, pentru că ei finanțează astfel de lucrări și avem un exemplu concret în județul Botoșani, o astfel de investiție s-a făcut la Săveni. Dacă lucrările la școală nu s-au realizat în ritmul dorit, în schimb grădinița din Bucecea este finalizată și se așteaptă dotările. Fiind o clădire nouă, este clar că este și energetic cu eficiență ridicată, nu are două săli de clasă ca dincolo, ci are trei săli de clasă. Va fi cu tot cu utilități, cu dotări, cu televizoare, cu băncuțe, tot mobilier, tot modern. Au toaletă proprie, au o sală de mese, au o sală pentru administratori sau pentru cadrele didactice care își vor desfășura aici activitatea, băi pentru adulți, băi pentru copii. Este o clădire făcută după standardele Uniunii Europene în momentul de față, dar cu diferite probleme care au fost făcute din partea de proiectare, care încercăm să le remediem. Tot în aceeași zonă mai aveți o grădiniță care în momentul de față funcționează. O veți păstra? Da, mai avem aici în față grădinița Scufița Roșie, sigur că va funcționa. Sunt două grădinițe cu programuri diferite. Această grădiniță funcționează până la ora 4, unde suntem noi astăzi, și alaltă este cu program redus. Aici efectiv vor avea copilași și pătuțe, să poată să doarmă, vor lua o masă. Este o diferență între grădinițe cu program prelungit și grădinițe cu program normal. Asta înseamnă că aveți destul de mulți copii în Bucecea. Sunt și tocmai din acest motiv am gândit în perspectivă să facem cum cu o sală de clasă în plus, pentru că populația este în creștere și mai degrabă să fie. Anul trecut, de exemplu, au fost mai foarte multe cereri la acest cămin și nu au putut fi primiți copiii din cauza că capacitatea maximă era de 40 de locuri. În paralel cu investițiile mari în infrastructură, primăria Bucecea mai are câteva proiecte mai mici care se realizează cu bani din bugetul local. Un exemplu este capela mortuară care se construiește la ieșirea din Bucecea spre vârful câmpului. Ne aflăm pe șantierul unei lucrări la care am ținut eu foarte mult, și anume construirea unei capele, unei case mortuare mai exact, dar care este atipică datorită faptului că va fi prevăzută inclusiv cu o clopotniță. Aici suntem undeva, așa se cheamă această zonă, cimitirul erorilor. Suntem pe zona care se iese din localitate și facem această capelă mortuară pentru cetățenii de aici din zonă sau pentru cine o să vrea ca să aducă aici, ca să fie niște condiții puse la dispoziție, în primul rând cu titlu gratuit, va avea și aer condiționat și tot ceea ce trebuie, să nu mai țină oameni în casă, pentru că nici nu mai este acum igienic, vii, îți depui defunctul aici, îl cinstești aici, închizi și pleci liniștit. E o investiție făcută din buget local? Este o investiție făcută din bugetul local. Când vom finaliza această capelă, o vom da în administrare, inclusiv cu terenul aferent din această zonă de aici, la Biserica Sfântul Nicolae, la preotul paroc, pentru a avea în administrare.
Pentru orașul Bucecea urmează o perioadă în care se vor demara mai multe investiții. Primăria Bucecea are deja pregătite proiecte pe programul Angel Saligny, pe PNRR, dar și pe alte programe. Dacă ne referim la Programul Național de Dezvoltare Lucrare la PNDL sau Angel Saligny, cum se numește mai nou, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, Primăria orașului Bucecea a depus un proiect spre obținerea unei finanțări în vederea amenajării a mai multe porțiuni de drum, a mai multe străzi, undeva la 7,4 km, cu ceea ce am mai prins noi acum cu diferențe, undeva la 8 km, cu care ne vom închide 100% tot ceea ce înseamnă Bucecea, Călnești, Buhoghina pe zona de asfalt. Valoarea proiectului este de 13 milioane de lei, din care o să mai venim și noi cu un aport. Funcțiile ce o să mai iasă acum, că am ajuns la concluzia că ar fi bine să mai prindem acum o diferență de asfalt într-o porțiune ca să legăm două segmente și o să mai vină cu aportul nostru, cred că undeva la 1,5 milioane, cam 15 miliarde de vechi. Știu că lumea n-are răbdare, dar ca să înțelegeți cum funcționează, dumneavoastră știți să fiți ziarist de atâta vechime în presă, știți foarte bine cât durează ca să ajungi efectiv să inițiezi un proiect de o asemenea anvergură. Vă dați seama, 130 de miliarde de vechi, ridicări topul, studii geo, intabulări de drumuri, fază de SF, fază după aia de proiectare, alea obține autorizațiilor pentru construcții și mai departe. Licitațiile în sine, care durează foarte mult la astfel de lucrări, sperăm să nu intervină și licitații, astfel încât la anul... Contestații. La licitații, da? Astfel încât la anul să începem această investiție fizic. De asemenea, tot pe Angel Saligny am depus o cerere de finanțare pentru extinderea rețelei de gaz către localitatea Călinești și acolo să acoperim aproape toate străzile, undeva ca și valoare este de 6-7 milioane de lei, aproape 7 milioane de lei, care, din ce înțeleg, se va începe evaluarea lor undeva pe finalul anului. În momentul de față, noi suntem la faza de încărcare a documentelor aferente porțiunilor de drumul pe care deja am terminat SF-ul și partea de proiect tehnic, să le încărcăm în sistem, în sistemul Ministerului, pentru că acolo trebuie să încărcăm mai multe documente pe care ei ulterior le verifică și când îți dau ok-ul, se poate scoate la licitație. Dacă e să mergem către PNRR, acest program național de reziliență, primăria, vă spun cel mai important care l-am văzut noi, am încheiat un contract de colaborare sau de parteneriat cu Primăria Municipiului Botoșani în vederea accesării unor fonduri pentru achiziție de microbuze electrice, de asemenea cu modernizarea unor stații de călători și cu puncte de încărcare electrică pentru mașini electrice. Noi a trebuit să venim cu o variantă, cu o cursă nouă și atunci am pus Buhoghina, Bucecea, Călinești și o rămas să vedem dacă se face prin partea asta, prin Mândrești, Vlădeni, Botoșani. Cert este că aceasta va fi cursa care, pentru care am solicitat noi finanțare și care suntem astăzi în analiză. Buhoghina, microbuz electric, Bucecea, Călinești și să le legăm cu Botoșani. Un alt proiect care l-am depus pe PNR a fost pentru niște piste de biciclete pe care legăm Călineștiul de la Releu până la Bucecea, de la Bucecea să merge spre Spălătoria din ieșirea spre Huțani. Avem depus reabilitarea energetică a primăriei orașului Bucecea, s-ar trebui să facem releve, întabulări și așa mai departe, documente aferente la orice proiect. De asemenea, aceeași situație de obținere pentru reabilitare a fost pentru sediul evidenței populației. Noi am încercat să depunem și pentru biblioteca orășenească, dar fiind o clădire foarte veche, cândva pe vremea a fost o hală, o piață, practic. Când s-a făcut expertiza tehnică, pentru că la orice lucrare de asta se face și o expertiză tehnică, a reieșit că undeva temelia este pocnită în două locuri și atunci a căzut de la finanțare, n-a mai putut să o mai prinde. Cam astea ar fi de pe PNRR. Acum două săptămâni am fost la Ministerul, la Agenția pentru Fondul de Mediu și am semnat contract de finanțare pentru că am primit o finanțare de 600.000 de euro pentru schimba tot ceea ce înseamnă lămpi cu LED din orașul nostru și localitățile aparținătoare, cu un număr de 889 de lămpi în sistem de telegestiune și atunci vom moderniza tot ce înseamnă sistem, pentru că ați văzut și dumneavoastră, chiar dacă acum s-a plafonat prețul pentru instituțiile publice la curent, oricum este o presiune enormă pe bugetele locale să plătim iluminatul public. Sunt acum și municipii mari care deja și-au stagnat sau au închis efectiv iluminatul de la 12 la ora 4 dimineața, tocmai pentru a face niște economii, pentru că vă dați seama că astea costă enorm. Și practic tot iluminatul public va fi modernizat în Bucecea? Vom moderniza integral. Noi deja o parte am făcut-o din bugetul nostru local, dar cu ceea ce am prins acum cu sistemul de telegestiune ne închidem pe total. Ne ducem mai departe pentru zona
sau tot să rămâne pe PNRR. De asemenea, am depus o finanțare pentru construirea a două blocuri de locuințe pentru specialiști. Fie că vorbim cu specialiști în administrație, în învățământ sau în sănătate, și aceste două blocuri, două unități locative sunt depuse pe PNRR de către primăria noastră. Spuneați că ce investiții mai avem prin Compania Națională de Investiții. Noi la Compania Națională de Investiții, în momentul de față, ni s-a adjudecat o creșă pentru copii, deja s-a adjudecat și constructorul, a rămas să vină să le predea doar amplasamentul, noi am dat tot ce a însemnat, ce a ținut de primărie, persoane de contact, documente pentru utilități și așa mai departe. Deci a fost adjudecat, am fost prima creșă care s-a semnat de pe județul Botoșani. Am semnat deja contract de finanțare, s-a adjudecat constructorul. Tot în această săptămână care a trecut acum, s-a desemnat și constructorul pentru un drum care l-am preluat noi de la Consiliul Județean și cărora le mulțumesc sfatul de decizie de acolo care ne-a sprijinit doamna președinte, domnul Birta, să preluăm acel segment de drum, drumul Nuciul din Călnești, care tranzitează Călneștiu, și avem o finanțare obținută prin Compania Națională de Investiții de undeva la 6 milioane de lei pentru o porțiune de 3 km. Este efectiv drumul care taie Călneștiu în două, tranzitează localitatea și era un drum de mare importanță. Îl vom asfalta, deci dacă e posibil chiar să începem lucrările cât de repede, pentru că s-a finalizat și acolo, s-a judecat, s-a predat terenul, ce a ținut de noi, așa. Tot la CNI avem depusă și suntem pe lista sinteză acum, vorbesc despre altceva, investiția de reabilitare a Liceului Tehnologic Bucecea, unde va fi o investiție mai mare, la care în momentul de față noi lucrăm la partea de studiu de fezabilitate, pentru că, așa cum v-am spus și la când eram în curtea liceului, e un proiect mai amplu, mai complex și atunci necesită o atenție foarte mare la nivel de detaliu. La fel am depus și suntem pe lista sinteză pentru reabilitarea și modernizarea școlii numărul 1. Dar având în vedere starea în care se află în momentul de față acoperișul, cred că voi renunța la această finanțare sau posibilă finanțare care puteți să o obținem, pentru că durează foarte mult timp, să o facem noi din bugetul nostru propriu cât mai repede. Adică posibil chiar la anul să facem această investiție, pentru că tot până la finalul anului acum vrem să schimbăm acolo un acoperiș la o școală făcută prin Banca Mondială, care am avut niște probleme cu acoperișul și a trebuit să relocăm acum elevii, și nu, chiar mă deranjează acest lucru că nu le-am găsit altă variantă să studieze elevii până de dimineață și o trebuie să facă în două schimburi, să facă și după amiază. Și atunci, acum la rectificarea care așteptăm cu banii care o să vină la rectificare, o să distribuim bani către Liceul Tehnologic Bucecea în vederea reabilitării acelui acoperiș, ca copiii să-și poată relua activitatea până la finalul anului, adică cumva din ianuarie încolo să poată să-și reia activitatea în clădirea în care au învățat, și atunci să nu mai fie nevoit să facă în două schimburi, pentru că este un efort pentru copii și atunci noi vrem să fie un act educațional de calitate cu toate condițiile care putem să le oferim în momentul de față. Din ce am observat, primăria Bucecea nu are probleme financiare. Am văzut că anul acesta ați reușit să faceți o serie de... poate nu investiții foarte spectaculoase de milioane de euro, dar sunt investiții destul de mari din bugetul local. Și de ce vă întreb? Vă întreb în contextul în care mulți primari și din județul Botoșani și am văzut și din țară se plâng că în toată această perioadă au probleme financiare. Probleme financiare sunt datorite faptului că au fost lansate și foarte multe axe de finanțare în acest an. Aghesta linii, PNRR, se așteaptă deschiderea din nou la POR, CNI și așa mai departe, unde sunt AFM-ul, unde la toate aceste proiecte care noi le depunem ca reprezentanți vremelnici autorităților publice locale, trebuie să venim și noi cu o cotă parte de cofinanțare. Și sunt unele localități care de-abia săracele, de-abia funcționează și de-abia și duc în spate personalul care l-au angajat. Și este foarte greu ca o primărie să facă un SF care costă 1 miliard, 1 miliard 300, depinde de la caz la caz ce valoare se atrage ulterior și ce plus valoare aduce. Că eu am ajuns la concluzia că banii care avem de bugetul nostru local să încercăm să-i folosim pentru a atrage alte investiții. Adică nu dacă eu am buget de investiții de 2 milioane, 20 miliarde de vechi, să mă apuc să fac un trotuar sau să fac nu știu ce. Mai degrabă fac două niște documentații și să încerc să le identific niște axe de finanțare din care să tragem mai mulți bani. Că este incomparabil, că noi putem veni cu cofinanțare de 2%, 10%, 15%, depinde de caz pe ce axe de finanțare mergem. Și vă dați seama că pentru autorități publice locale care nu au venituri, este aproape imposibil, ca să vă spun care este realitatea. Și în acest motiv, multe să vedeți, nu o să atragă banii care au, și de asta tot să relansează din nou apelul și să deschid, ca oamenii poate reușesc să-și facă la rectificări sau facă împrumuturi după caz pentru cofinanțări sau pentru făcut studii de fezabilitate și așa mai departe, tot ce înseamnă documentații în vederea obținerii unor finanțări.
Ați vorbit despre drumuri, ați vorbit despre gaz, iluminat. Cum stă orașul Bucecea cu partea de apă, canalizare? Aici avem o problemă majoră. Noi avem serviciul ăsta delegat la către Nova Apaserv. Din ultimele discuții care le-am avut, s-au depus acum din nou către Ministerul Fondurilor Europene pentru obținerea unei finanțări, în vederea construirii efective a unei stații de epurare. Până să prindem acel proiect mare, major, care... Pentru că stații de epurare avem și noi nevoie, și Ștefăneștiu, și Zăveni, sunt foarte multe localități care suntem astăzi fără stații de epurare și așteptăm aceste finanțări să ne facă strict mai întâi aceste stații de epurare, ca ulterior, când o să obțină finanțarea mare din acel proiect de, care, 200 de 200 de milioane de euro, 223 de milioane de euro, parcă era, să înceapă cu schimbarea sau, după caz, extinderea rețelelor de apă. La noi, la Bucecea, aici n-am stat după Nova Apaserv să ia, să vină să facă extindere țele de apă, pentru că, așa cum bine știți, au destul de grave probleme financiare. Și atunci noi, în fiecare an, ca și în acest an, acum am fost la licitație două ori și nu s-a prezentat nimeni și sperăm că până la finalul anului totuși să închidem și acest lucru, am făcut extindere țele de apă din sursă proprie, din bugetul nostru, pentru că oamenii asta așteaptă și nu poți să tot semestrele care cu mașina de pompieri când e sece sau să le duci la animale, când faci cumva și din buget tot aluci și niște sume ca să duci și extinderea rețelei de apă, deși care nu cade de sarcina noastră, pentru că noi, cum a fost acum cazul la această canalizare și rețea de apă care am dus-o pentru blocurile ANL, noi am finalizat-o și noi acum suntem obligați, dăm hotărâre de Consiliul Local, care să o predăm mai departe, ei să o gestioneze și să își culoagă roadele. Deci noi, efectiv, plătim ceva care după aia aduce un plus de valoare la cel care, da, care o gestionează. Măcar de-ar gestiona bine. Sperăm că ceea ce s-a făcut până acum nu a fost probleme de intervenție, dar totuși pe rețelele vechi, extinzându-se aceste rețele de apă, vă dați seama că rețeaua care a fost făcută veche era din țeavă și așa mai departe. Și atunci apar tot felul de avare, vedeți, cum la Botoșani sau peste tot unde sunt acele rețele mari, se bagă presiune pe conductele care au fost acum făcute mai noi. Nu e nicio problemă, dar până la ele vă dați seama că funcționează prin rețeaua veche. Și atunci vă dați seama că cedează și ajungem să facem tot felul de intervenții, spargem asfalt din ăsta nou care e făcut și tot felul de astfel de probleme. N-avem ce face și ne adaptăm. Nu ne plac astfel de intervenții, dar suntem acolo. Asta este realitatea și trebuie să o spunem, să o recunoaștem. Da, la momentul ăsta, procentual vorbind, cam câte la sută din locuitorii orașului Bucecea beneficiază de apă? Suntem aproape de la un stadiu de 90% din locuinții, dacă ar fi să o luăm pe numărul de locuințe. După recensământ, suntem la undeva la 90% există rețea de apă, pentru că ultima conectare care a fost făcută a fost pentru satul Buhoghina, o investiție destul de mare, costisitoare, cu stații de pompare, dar am reușit și s-a făcut de pe bugetul nostru local. Cu sprijinul Consiliului Județean, din sumele defalcate care au venit de pe la guvern, s-a făcut. Cu efort, dar s-a făcut. Practic vorbim de apă, drumuri care vor fi 100% asfaltate. Programul acesta Angel Stalini, care mai prindem această finanțare de aproximativ 8 km, cum am spus mai devreme, ne închidem 100% cu asfalt. Va fi și gaz iluminat, practic potențialul de dezvoltare economic e unul foarte mare. De dezvoltare este, din acest motiv și foarte multe familii din Botoșani au ales să vină să se mute la Bucecea. Diferența de la și chirii și la apartamente este colosală între Bucecea și Botoșani. Și atunci mulți au ales să-și vândă apartamente de la Botoșani, să-și cumpere o căsuță aici sau un apartament aici la Bucecea, pentru că toate condițiile le au aici la bloc. Apă caldă. Avem condiții mai bune ca la București, aș putea face o glumă unde râdea Nicu Șordan că nu le dă apă caldă, dar au căldură în interior. Că spuneam că mergeți în colț, vedeți, sunt 90 de grade. 90 de grade de colțul matematic, dar nu de temperatură. Deci la noi aceste probleme deocamdată nu sunt. Încercăm cumva să dezvoltăm zona și din punct de vedere economic. S-a dezvoltat zona și din punct de vedere economic. Vă dau un exemplu, doar în acest an s-a inițiat construirea acelui poligon de tragere, s-a deschis un restaurant aici, Alexander. Sunt doi investitori privați care și-au făcut tarabele astea micuțe de fast food. Adică lucrurile se mișcă. Ați văzut acel depozit care deja s-a finalizat în zona parcului industrial. Lucrurile se mișcă, se cumpără apartamente. Prețurile la terenul au crescut foarte mult, se dezvoltă un cartier nou, deci lucrurile sunt într-o evoluție, într-o mișcare continuă. Am văzut că de curând ați fost la Bruxelles, în concediu sau pentru administrație? Ce bine ar fi dacă ar fi în concediu. Primărie. Nu, am făcut parte dintr-o delegație care a fost constituită la nivel de Asociația Orașelor a României, la care au fost mai mulți invitați, printre care aș putea aminti aici pe colegul meu, Relu Târziu, primarul de Stăveni, care a fost din județul Botoșani, președinta Consiliului Județean Sibiu, președintele Consiliului Județean Timiș, domnul primar la Cluj, domnul Emil Boc,
mai mulți, primarul Dobeșului, avem o listă, președintele Asociației Orașului din România, domnul Adrian Teban. Am fost o delegație de 15 oameni la Bruxelles, am susținut nevoia de a se aloca cât mai multe surse de finanțare și pentru orașele mici. De asemenea, am susținut nevoia de a adera la spațiul Schengen. Am avut o agendă cu mai multe întâlniri care trebuie să le onorăm la Bruxelles. Și care au fost concluziile? Va exista în următorii ani posibilitatea de a finanța mai mult proiectele acestor orașe mici? Mă gândesc la fonduri europene, că acolo vorbim de investițiile mari. Singura noastră șansă de dezvoltare sunt obligatoriu fondurile europene și fondurile guvernamentale. Dacă ar fi ca să luăm după dezvoltarea strict, după bugetul nostru, nu facem mai nimic. Așa fiecare ar vrea să-și ia, să-și facă o vilă mare, să ia o mașină mai frumoasă, dar deschizi portofelul și vezi că te încadrezi la mult mai puțin. Așa și la noi. Noi trăim din ceea ce plătesc cetățenii, taxe și impozite, și din sumele de finanțare care vin de la cei care vin de la guvern. Deci nu sunt niște sume foarte mari, că de aia nu poți să vii să faci peste noapte, să le faci toate lucrurile care nu s-au făcut de pe timpul lui Ceaușescu. Dar încet, încet încercăm să facem niște lucruri și sperăm că vom și reuși. În câți ani ne va deveni Bucecea un oraș? Într-adevăr, un oraș din toate punctele de vedere. Eu zic, deja suntem un oraș din toate punctele de vedere, așa cum ați apreciat și noastră, că avem un oraș foarte curățel și lumea chiar ține la acest lucru, pentru că și noi ținem. Noi mai facem o glumă dimineața, facem încălzirea cu oamenii, mai întâi să strângem tot ce se adună, mizerie pe stradă. Dar totuși, de la an la an, s-a diminuat acest lucru și chiar avem o localitate frumoasă. Și asta nu este doar meritul administrației publice locale, este meritul oamenilor care au învățat să mențină și să pună accent și să aprecieze acest lucru. Se implică în tot felul de activități, inclusiv cadrele didactice de la liceu și educatoarele și educatorii din orașul nostru mobilizează tineri la acțiune de ecologizare alături de gardă de mediu. Adică încercăm să mergem și pe această zonă de a ne-a păstra o localitate frumoasă. La urmă, toți aici trăim și vrem să trăim într-un loc curat și liniștit și fără probleme de orice fel. Apropo de oameni, cum stă Bucecea după acest recensământ? După acest recensământ ne-a ieșit populația undeva aproape de 4500 de locuitori, de la 5300. Dar vă dați seama că, fiind o zonă în care a fost cândva această fabrică de zahăr, foarte mulți, după ce a fost distrus, au plecat la muncă în sănătate. Și atunci a fost un pic mai greu pentru recenzori ca să facă recensământ. Aveau și varianta online. Aveau și varianta online. Acum, asta este realitatea, asta s-a făcut. Vă afectează în vreun fel scăderea populației? Nu ne afectează, pentru că, de exemplu, bugetul se împarte de la finanțe, nu vin de la ANAF, ne vin după domicilii, nu neapărat. Asta se vadă efectiv cam care este populația care este astăzi în localitate. Dacă stai după domicilii și mai departe, este mult mai mare. Vă dați seama că sunt plecați foarte mult să ai și atunci numărul crește considerabil. Da. După această pandemie, oamenii, o parte din cei plecați afară, au început să se întoarcă. S-au întors și în Bucecea, au început să facă investiții. Eu cunosc și cazuri care s-au întors în țară, care au încercat să-și dezvolte niște mici business-uri pe aici și care și-au dat seama că pot să câștige cel puțin, dacă nu mai mult, cel puțin pe zona de construcții, să câștige mai bine ca în străinătate. Adică care au învățat de-a lungul timpului să facă tot felul de lucruri din sănătate, tencuiel, tot felul de chestii astea, câștigă astăzi la lucrare mai mult decât ar câștiga să fie plătiți la zi în sănătate. Și atunci mulți au ales să vină să se întoarcă la copii, la soție, la părinți, să vină mai aproape de familie, au renunțat la sănătate și chiar cunosc chiar multe cazuri de familii de tineri până 40 de ani, 50 de ani, care s-au întors în țară și care și-au pus temelii, și-au pus o bază pentru astfel de lucruri. Și nu pot să nu vă întreb, sunteți la jumătatea mandatului. Mulțumit? V-ați făcut un bilanț? Ați întrebat mulțumit. Asta aprecierea să o fac doar cetățenii. Nu, dar v-ați făcut, bănuiesc, un plan. Eu lucrez cu colegii mei. Aveam avut acel program în campanie electorală cu care am ieșit noi de acolo. Și după acel program de campanie, l-a trecut peste jumătate, așa, fără dar și poate la prima strigare, care deja le-am bifat. Dar pe lângă alea, administrația publică fiind întotdeauna într-o dinamică, apar tot felul de necesități, sunt făcute foarte multe lucruri și pe lângă lucruri care le-am promis noi în campanie electorală, pentru că apar diferite teme care nu poți să iei să nu le faci. M-am dat exemplu mai devreme cu acea clădire de la școală la care am asistat activitatea.
Să apare investiții, trebuie să duci bani într-o parte în alta, faci ăla. Chiar dacă nu l-ai promis, că nu ai evident nu să anticipezi ceea ce se va întâmpla sau unde vor fi necesități. Drumul, bani pentru drumuri, bani pentru parcări, bani pentru căi de acces, asfaltăm. Avem tot felul de investiții astea. Pentru cadastrare, care începe cadastrare gratuită, au început deja pe câteva sectoare de drum. Sunt lucruri care apar și trebuie să încercăm să le onorăm pe toate. Nu putem să le dăm la o parte, pentru că toate au importanța lor. Și ținând cont că mai sunt 2 ani din acest mandat, bănuiesc că vă gândiți ce veți face în 2024. Vă doriți încă un mandat de primar sau dacă terminați toate aceste proiecte, nu prea mai aveți ce face în următorul mandat? Nu. Lucruri vor fi întotdeauna de făcut. Dar eu am o vorbă așa. Una este dorința, alta este putința. Eu nu știu ce fac mâine. Asta și nu astăzi. Mă uit pe agenda. Ce întâlnire avem mâine? Ce avem de făcut mâine? N-aș putea să vă dau, vă spun ce o să fac poi mâine. Dacă oamenii vor să vrea să mă țin mai departe, merg și ne susțin în continuare. Dacă văd că nu ne facem treaba, ca la toți colegii, acasă, să vină altul. Așa ar trebui să fie normal peste tot. Nu neapărat că dacă oamenii apreciază acest lucru și ei știu dacă merităm să continuăm sau merităm să plecăm acasă. E simplu.